appena te vado a us! Nino, 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 Nino. Ce faci, mă? Ce-i asta? Cum, șeful? E coloană oficială. A, se impunea șeful că transportăm substanțe periculoase, se poate. Ce substanțe, mă? Nu știu, șeful. Tot ce știu e că mi-a rupt mâinile. Da, șeful. Ia dracu de grea. Da, și tot ce ne-a spus e să avem grijă de substanța din recipientul ăsta pentru că ne trebuie pentru experimentul ăla de luni. Păi bine, mă, și nu v-ați găsit altundeva să o aduceți decât la mine în birou? Marși mai acolo la magazie! Nu se poate, șeful, nu se poate, că în ordinul ăla de deplasare scrie clar. Azi se duce în biroul comandantului și a se ține sub cheie. Serios? E clar. N-au reușit să mă înlăture și vor să mă extermine. O păză, ce scrie pe recipientul ăla? HW. E heavy water! Da, mă, e apa grea care am comandat-o eu pentru experimentul ăla de luni. Puneți-o mai pe-mpălăilor aici. Băi, idiot! Cască ochii, ce faci când vrei să sărim în aer? Sergent, e apă grea. Apa nu explodează. Zău, șeful? Păi și cu mama dracului asta vara a explodat alea 300 de sticle de apă minerală? Din cauza acidului, sergent. Apa grea nu are acid. Și pe lângă asta, este grea, stă la fund. Nu poate să iasă la suprafață, să iasă din sticlă, pentru că este grea, mă. Hai că m-a săturat. Gata. Lecțiile de chimie s-au încheiat. Toată lumea stângă împrejur și afară. Fugă-l! Bă, idiotul! Lasă-mă mâna aia jos! Domnul comandant, dar nu poate să o lase jos pentru că are contragreutatea mâna aia altă și dacă o lasă, vine pe spate. Păi să-i dea drum! Mă, nu vi s-a părut că sticla asemăna cu una de whisky? N-are cum, domn sergent. Chiar domnul comandant a interzis băuturile alcoolice în unitate. Era apă grea. Păi și atunci noi de ce nu știm nimic de experimentul ăla de luni? O fi secret și o să ne anunțe mai târziu, numai o oră înainte. Aiure, părerea mea e că ceva e putre de Groenlanda. Domn sergent, în Danemarca? În Groenlanda, care e guvernată de Danemarca. Dar nu parlamentul danez din Tahiti conduce Groenlanda. Cum așa nervez? Păi tu mie, mă, care am avut 4 părinii la geografie. 4 de 10 am avut în linie așa la geografie. Sau vorbești doar ca să ai risișcarile în fața mea? Șeful, dar dacă nu era apă grea în sticlele alea, de cine a rupt așa de mâini? Mare șmecherie gogoașă să pui niște greutăți în whisky ca să pară apa grea. Mai terminați, dracu, cu whisky ăsta, că mi-a făcut o poftă de nedescris. Numai la băutură vă e gândul, alcooliștilor! Zi mersi, fată, că dacă n-ar fi ea, ai face pânză de poianjen! Ce insinuezi? Adică mă faci nasoală? Vai, dar cum să te facă domnul caporal pe tine nasoală? Vai de noi! Nici nu există femei nasoale, nu? No. Doar bărbați care n-au băut destul! Pentru asta o să mă duc la șeful și o să-i spun că voi toți îl bănuiți de trafic de whisky, da? Păi, păi, stai că ne-am glumit, te-ai dinit! Băi, mergeți după aia ca să ne dați față! Măi, ce lovitură! Doctore, mă doare, doctore, dă-mi ceva, că nu mai pot, mor pe pereți. Operezi cu piciorul ăsta, șeful? Nu se poate, mai bine stați liniștit, că se umflă și mai tare. Doctore, era doar o expresie, te urci pe pereți. Am înțeles. Dă-mi ceva, un algocalmin, ceva, că nu mai pot. Algocalmin? Șeful, algocalmin n-am, dar pot să vă dau ceva, uitați, ceva m-a dus eu aici. Uitați, marfă de calitate, îți ia durerea cu mâna. Doctor, ai nebunit? Alcool în unitate? Șeful, să știți că în situații de urgență se impune treaba asta. Și forța majoră scuză regulamentul. Dar acum, mă rog, dacă nu vrei și nu vreți, eu mă duc să caut un algocalmin de la neexpirat. Să trăiți. Așa fac. Salut. Să trăiți. E insuportabilă durerea asta. Nu se poate.
decât un comandant leșinat de durere, mai bine unul amețit de alcool. Șefu, eu nu mai suport! Nici eu. Mă doare de văd dublu. Ce tu, un soldat, n-ai mai văzut șeful anesteziat? Păi, durerea scuză regulamentul. Șefu, soldatii și sergentul, mă... Soldat e purași. Hai, dă-i mă măsa de lingă-i, mă. Auzi, dragă, acum te văd eu mai bine. Tu arăți chiar bine. E satisfăcător. Ia zi, ești mulțumită, prăcioasă? Mi-a zis că arăt satisfăcător. Asta chiar e prost. Hai, domn sergent, că nu puteți să spuneți despre Anca că e proastă, ce n-ai? De ce, mă? Pentru că e pleonastă. La femei nimic nu le place, șeful. Opa! Ia auziți-l pe Gogoașe cunoscătorul. Auzi, mă, dar tu de când te pricepi la femeie? Am citit, mă. Oh. Se zice că dacă le spui că sunt frumoase și arată bine, se oftică. Căci că vrei să le agăți. Dacă le spui adevărul că-s nasoale, iar se oftică. Căci că le jignești. L-a băut. Du-te, făi de aici, nu fii farfuză, nemis ca ordinară. Minte, șeful. L-am văzut eu cu sticla de whisky la gură. Aha, v-am zis eu, conspirația nu doarme. Zile pupă, zi, ce ai văzut că scria pe sticla, că tu ai văzut cu mine? HW. HW? Da. Păi are dreptate, înseamnă că e chiar whisky. H vine de la Harry și W vine de la Walker. Whisky, Harry Walker, omoleu! Hai, lasă-mi, bai dracu, ce sunteți, iar îmi fă cură spofte. Uite, îmi plouă cu pistoale în gură, na? Exact ce păruiam, bă, ofițerii, comandanții de unități fac trafic cu băuturi fine pe sub nasul nostru, bă, fără ca noi să știm. Și noi mai cărarăm ca proștii, ca pe sfintele moaște, ziceai că e aur. Cu girofar, cu antemergător? Păi da, Gogoașe, chiar e aur. Aș face crimă pentru un gât. Soldat iepure, îți ordon să mergi cu mine în biroul comandantului, că avem o treabă. Hai da. Măi, da, nu ți-e rușine să intri în birou la șeful, că... hai că nu e aceea. S-o fi dus să-și panseze piciorul, mai știi? Așa, tătitule. Ia să vedem noi cum bea băiatul ăla mică. Ia bea tu întâi, iepuraș. Eu nu beau, șef. Nu să nu bei, bă. Bea și tu, că poate ești necăjită, mai uiți de armată, da, astăzi, mai aduci aminte de civilie, ce frumos era zi. Dumneavoastră sunteți șeful, dumneavoastră să beți primul. Păi și dacă nu-i whisky, cine, poate mă otrăvesc, naiba. Ia și bea când îți ordon. Wow, wow! Ia uite, dă-ți bani, ajunge! Îi dă omul un deget, ia-i bea toată mâna! Nu e adevărat, șeful! Mie mi-ajunge și un deget, da? Adică vreau să spun că... Adică las că știu ce vrei să spui! Că mereu uiți termopanul ăla deschis la baie, ce crezi, că nu s-aude? Bă, da, uiți-l ăsta, parcă e apă, mă, frate! Ori am uitat eu gustul, dacă l-am mai pus pe limbă. Ia vezi, mă! Au, 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 că se prinde șeful! Hai repede! Aoleu, să-l bag la locul lui, că dacă... ne cardește pe amândoi, hai! Șeful, păi ce vă curăți, bre? Pierdură-ți iepurile, misiune e? Ce iepure, mă? Iepuraș, bre, unde e?
Iepure nenorocită, asta n-a mai fi... Asta a prins gustul. Chiar are whisky, șeful? Treci unul repede și deschide-mi ușa. Eu, șeful? Dar da, pot să gust și eu? Gogoașă! Da, șeful! Marș după noi și închide ușile. Da, șeful, imediat! Stai, trei, do... Da, tu erai iepuraș! Tu... Ce faci, măi, aceea? Parcă nu beai, ai? Ia! Noroc cu gogoașe, că avem închizător de uși care ar fi în scăpa iepurile să tira pe hotare. Unde-i sticla, făi? Dă-o coace! Oh! Oh, uite cât a lăsat în ea! Că te nenorocesc! Adică eu nu mai gust nimic! Nu m-am putut abține! Are pofte de gravidă, șeful? Mai e un deget! Marș în dormitor, că vă calc în picioare! Marș! Ce mi-e un deget, ce mi-e deloc? Trăiți! N-am văzut nimic! Trăiți! Marș, că vă sparg! Asta. Să nu spui că e gravidă, că... Cu ce să rămână gravidă, șeful? Cu dușul? Mă rog, hai, că în două zile scăpăm de apa grea. Ați scăpat ăștia, șeful. Las că vă mai aprovizionați dumneavoastră. Nu-i voie cu alcool în unitate, dar pentru șef să găsește. Părăcioasă, le-ai spus. Dar nu spune la nimeni, șeful, că a gustat și noi puțin de sticlă. Acum... Cum să arice, suntem complici. Ați gustat din sticlă mea? Doar puțin, șeful. Puțin câte puțin în capul meu. Bă, v-ați atins de ea? Că... Bă, ce vrei, mă, să stăm să o numărăm? Bă, dacă vă atingeați de ea, vă omorăm, bă. Uau, mai aveți una? Șeful, dar sunteți distilărie, nu glumă. Mă, asta e singura. Acum e singura. Dar mai devreme mai avea o surioară în dulăpior. Dar am gâlgâit-o noi. Vă luăm alta dacă e nevoie. În dulăpior nu era whisky, era apa grea. Bă, voi mi-ați băut apa grea! Vă omor, mă! Ce ne-ai făcut, criminalule? Burtane! Păi, dar... Sau să știu, voi, fată, scria... HW, ăsta e Harry Walker. Nu mă tragi, că n-ai văzut, dar tu că e whisky. Harry Walker. Heavy water, adică apă grea în traducere liberă. Bă, și v-am mai spus, bă! Am băut apă grea. Au, mamă. Mamă, burta mea mă doare. Ia uite cât s-a făcut. Vine, mă, odată, doctor, ăla să încep... Mama naibii! Vine, domn sergent, dar mie că după el trebuie să chemăm și popa! Ia, ce ai pățit, iepuraș? Opa, a rămas grea, ha? Cine-i fericit tu? Nu-s gravidă, idiotule! Am băut apă grea! Păi da, ai băut apă grea, ai rămas grea. E ca și când ai fi gravidă, ha? Ce-ți dă treaba asta? Să-ți fii că nu scap de durere până nu dai afară. Păi și când dau afară? Cum când? Când se rupe apa grea, normal. Dar mai bine hai să facem niște exerciții din alea de respirație, că dacă vine travaliu, s-a terminat. Băi, nene, dar vin roșii la mine că-s mai mare grad ca asta. Dar nu-ți e rușine. Bă, nu mori. Nu muri, șeful, vă rog eu. Iepuraș, promite-mi că dacă mor, după ce naști, să dai copilului numele de Mărlanu. Sau, mă rog, la chestia aia pe care o să o lași tu. Sergent, am impresia că aiurezi. Aha. Mă, taiurează! Ce crezi că la hâs pe moarte nu trebuie să mă respecti? Uite, mă, doar, dă-mă ceva să-mi revin că te calcă picioare. Bine, hai, uite, îți dau un alcool calmin. Hai, noroc, l-a refuzat comandantul. De ce l-a refuzat? Pentru că e expirat.
Șefu, eu v-am zis că pe ăsta trebuia să luăm la pachet cu popă. Idiotule, vrei să mă omori, mă? E, atunci așteaptă până vine SSC-ul, că l-a trimis comandantul până la farmacie să ia din alea bune, neexpirate. Să trăiți, șeful. Mi-ai adus, mă? Nu, șeful, acum mă duc. Dar am venit să vă aduc capsulele astea, că au sosit acum de la centru, cu uraniu. Păi, nebunii, mă? Uite-le, mă, la magazie, nu aici. Ce vrei să mă iradiez până la experiment? Ia cheile de la gogoașe și amintește-i că dacă nu-mi prepară apa aia grea până luni, îl omor. Doctorei, mai vine la o dată cu albocalbinul, că nebunesc. Stai liniștit, sergent, stai că acum apare. Stai liniștit acolo. Domn caporal, permite să raportez. Lasă, bă, că știm noi ce... Hai, du-te, lasă, l-ai liber. Domn sergent, albocalbino. Așa. Gogoașe, dă-mă puțin apă ca să-l ia cu... Păi nu pot, domn caporal, că de-abia am făcut apa grea. Ce vreți să-i mai dați alta să-i se facă și mai rău? Gogoș, ai găsit formula aia la apă grea? Da, șef, v-am și făcut 5 kg. Păi și de unde știu eu, mă, că e grea? Păi e grea, șeful, că astea 5 kg de apă grea cântăresc 35. Uitați! Șeful, Algo Calminu. Ai dus uraniu la magazie? Nu! Păi mi l-a luat domn caporal pupăză. Bă, ți-mi nebunit? Unde a spus, mă, capsulele de uraniu? Că sunt radioactive, băi! Ah, adică ăsta nu e algocalmin? Ups! Auzi, șeful, are ceva dacă chestiile astea ajung cumva în apă grea? Bă, sunteți nebuni? Este bomba atomică, bă! Dar unde să se amestece? În purta lui domn sergent! El a vrut să și le ia singur! Nu vreau să explodez! Băi, ai nebunit! Nu, șefu, vreau să fac o găurică mică, mică în burtica dumneavoastră prin care să se scurgă apa grea ca să nu se amestece cu pastila de uraniu și în felul ăsta scăpăm cu toții. În ce gaură îți dai eu capul ăla de idiot? Cum ai tâmpit? Te-ai gândit dacă faci... Dai gaură și nimerești direct în bila de uraniu. Ce faci? Dai reacție burtă, sară în aer și mor ca prostul din cauza ta. Ce mă tu? Vrei să-mi iei gradele, mă? Vrei să ajungi tu, sergent, în locul meu, mă? Ce vrei? Vrei să ajungi în locul meu. Nu, șef, nu. Bași de aceea picioare. Mă iertați, nu m-am gândit. Mă iertați. Bleși! Gata, gata, șef. Nu vrea. Nu vrea și pe la urmă are și dreptate. Dacă fac o gaură aiurea și nimeresc în pastilea de uraniu, nu se amestecă cu apa grea și... Haideți să încercăm altfel atunci. Mă gândesc eu că dacă îi astupăm gura cu un dop, îl ermetizăm în caz de explozie, nu? Da. Că până stratul ăla de grăsime de la burta lui de 30, 40... 80. 80 de centimetri, sigur nu trece radiațiile. Aha. Bă, a început! Se rupe apa! Nas! Ce facem? Chemați un doctor! Doctor, vine! Oașa! Nu! Nu! Oașa! Doamne, unde-o luăm? De unde-o luăm? Bă, salvarea! Bă, stați! I se rupe apa! Deci i se rupe apa grea, înseamnă că trebuie să mergem să luăm niște ligheare, să o recuperăm ca să putem să facem experimentul, că altfel ne omoară șeful! La ligheare, repede! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Acum, repede, să nu pierdem. S-a rupt.
iepuraș, ce mama dracului faci tu aici în patru? Ia uite asta și-a dat drumul pe aia în patru. Păi ne simțit. Mamă, dar valuri, valuri. Fă tu te-ai dracu ăștia lui Bivolanu sau ce mama dracu faci aici? Că te... Nu loviți, domn sergent, că explodați! Da? Corect, Gogoașe, ia treci, mă. Vino cu aici și dă-i tu una în locul meu, hai. Nu, nu se poate, domn sergent. Eu să dau într-o femeie lăuză, nu, niciodată. Da tu te bat! Cărare de parcă e aur, cu antemergător, cu girofar. Păi chiar e aur, bă, Gogoașe, că da. Aș face crimă pentru... Eu aș face crimă pentru... Dar și eu aș face, că nu sunt mai prost ca tine. Ia uite! Ce nu mai face semn? Că asta face semn, zi-o tu, zi-o tu. Eu prost un votul, da. Asta e, zerul, zerul, și ne fată. Dar a zis că numai pe prima uie, a doua aia nu grim. Mi-a făcut asta semn, zi, eu prost. Da, da, zi, i-am zis, sunt și prost. Și nici n-am băut. Să știi că te iubesc ca pe epoletul de general. Dar ce-mi cer tu este sinucidere curată, dragă. Dar înțelege, iubi, odată și odată, oricum o să afle. Corect! Dar nu trebuie să afle astăzi. Că dacă știe pentru ce i-am cerut eu permisie, mă strânge de gât. Iubi, vrei să ai un iubit mort? Știi că nu te prinde negru. Caporal Pupăză! Ordonați! Nu fi patetic! Ești bărbat sau ce naiba? Normal că sunt. Atunci stai aici și să-i spunem, înțelege, tata vine azi special pentru că știe că eu îi prezint iubitul meu. Dacă nu-i prezint pe cineva, o să creadă că iar mă întâlnesc cu vreun drogat sau ceva. O să creadă că mă văd cu Mutu. Nu o să mă mai lase să ies din casă 2000 de ani, asta vrei? Hm? Nu. Vrei să rămâi fără pisicuța ta? Nu. Vrei să... Te iubești pe la dușuri ca toți fraierii ăia? Nu. Atunci stai aici și să-i spunem, vine special pentru tine. Special pentru mine? Pentru tine, da. M-am nenorocit. Ajută-mă, Doamne, și o să postesc tot anul. Numai dă un potop ceva ca să n-ajungă șeful aici. Ce-ai rămas așa ca la rugăciune? Hai, că până vine tati... Mai avem puțin timp. Bă, ce șmecheria, dracu, bă. Gata, șefu, v-am pregătit mașina. Dar s-a pornit o ploaie afară, zici că s-a rupt cerul, așa plouă. Păi fu și adun și mie o pelerină. Gata, Gogoașe? Da, șef, gata. Ne telecomandăm cu acea. Vedeți că eu trebuie să dau o fugă până acasă. Să nu vă pună dracu să vă apropiați de aparatul ăsta, că vă omor, mă. Ui, ăsta nu-i de joacă. Șeful, și scula asta chiar te face invizibil, bre, cum era bandajatul ăla în filmul cu același nume? Nu știu, mă. O vedea și noi când vin ăștia de la Pentagon să facă experimentul. Oricum, să nu vă apropiați de el, că vă omor, mă, ăsta...
Vă dezintegrează, mă, pe toți! Da, șeful, liniștit, că n-au cum. Telecomanda e la dumneavoastră. Hai, mă! Așa mi-a zis și când a fost cu aparatul de clonare. Și după aia aveam unitatea plină de pioreți. Ui, aveți grijă! Mamă, ce potop s-a pornit! Mersi, Doamne! Poate nu ții post cum ai promis. Țin, Doamne! Să mă trăznești dacă nu țin! Auzi, Băi, eu atunci o să plec, că sigur nu mai vine domnul comandant pe potopul ăsta. Cum să pleci? Stai, și ce faci? Mă lași singură? Nu știi că mi-e frică de furtună? Dacă mă trăznește... Stai, mă, că ne trăznește pe amândoi! Dar ce, iubi, că nu suntem în post. Și dacă nu vine tata, cu atât mai bine că putem să facem ce vrem noi. Doamne, când am zis post, mă refeream numai la mâncare. Eu nu. Mamă! Ce energie ai, armăsarule! Wow! Cantitatea de precipitații este cea mai mare înregistrată vreodată în București. La această oră, peste jumătate din intersecțiile capitalei sunt inundate și practic inaccesibile. Ce naiba ar fi trebuit lui șeful să plece taman acum? Și nici nu și-a luat costumul de scafandru cu el. Ia schimbați, bă, canalul ăsta de știri, că m-a sichelit. Dau, strașcă, ce zic? Schimbă canalul! Da, du-te-o, domn sergent! Trașcă, schimbă canalul! Trașcă, schimbă canalul! Să mai schimbă și domn caporal, na! Ce vorbești, trașcă, că dacă îți bag una, te omor! Cine e cel mai aproape, schimbă! Comentezi? Șefu, dar de ce nu ne luăm noi o telecomandă de-aia universală ca să terminăm cu tot circul ăsta? Pentru că avem un bou în echipă care uită tot timpul! Rogoașă! Da, șefu! La mine, fugamarș! Da, șefu, imediat! Da. Păi nu zic ceva la urechie. E secret? Evident. Mă, de câte ori ți-am zis de ție și-ți repet că vreau telecomandă la porcăria de televizor. Păi, dar v-am luat-o, șeful, ce nu v-am dat-o? Ba da, gogoașe, dar eu cum sunt clerozat, tâmpit și ramolit, uit unde am pus-o. Adu-i imediat că te calc în picioare. Da, să trăi. Poftiți. Hei, vezi că se poate. Domnul se pornește. Păi nu se pornește. Mă, cum ai? Ai luat-o gata stricată? Nu e stricată, șeful, asta nu se pornește. Cum nu, mă, ia uite. Nu, șeful, nu e stricată. Trebuie doar să apăsați pe orice buton și ea se cuplează cu orice aparat în cameră. Da? Știa, fraier, am vrut să te verific. Hai, liber. Da, să trăi. Păi ce vreți, mă, să dăm? Pe Fashion TV! Ba nu, pe adult channel ăla, pentru adulți. Domn sergent, pe noi n-avem cablu. Cum vedem noi programele astea? Bă, la prost ești, mă, pun telecomandă, mă, țărane! Tu n-auzi că asta face legătura cu orice obiect aflat în comunitatea europeană și chiar și cu satelitul? Bă, dar dacă mai nebunit de cap, bă, cu cultura asta ta preorășenească! Adult channel! Ia! Lasă, bă, că dau și pe Fashion TV-ul al tău! Șefu, a spornit aia! Ora! Fugiți, bă, că ne dezintegrează! Am o pisoi, mai stai! În loc să zici mersi că tata n-a mai venit. Mersi, Doamne! Fii atent, de spus îi spunem oricum, da? Păi da, bineînțeles, dragă, că îi spunem, dar eu îi spuneam și acum, dar dacă n-a venit, eu ce să-i fac? Gina, unde sunteți, mă? Am pus-o! De ce m-ai lăsat, Doamne? Păi ce faci? Nu spuneai că îi zice? Nu vreau să mor! Tati! Bună! Bună! Ia zi, unde e gagiu? Păi, stai să vezi, eram... Nu l-ai adus. Clar. Iar umbli cu vreun drogat din ala, zrențăros. Nu, chiar e un băiat foarte serios de data asta. Pe bune, numai că... Numai că ce? Auzi, domnișoară, să ne fie foarte clar. Din clipa de față, nu mai pleci la niciun fel de întâlnire. Până nu mi-l prezinți pe individul ăsta, adio întâlniri. Auzi, mă?
E și o braznică pe deasupra. În cazul ăsta nu mai ești deloc din casă. Mă, tati, că exagerez. Ce o să faci? O să-mi pui pază? Să știi că nu e o idee rea. Cum? Alo, Mărlane, ia trimite-l pe Gogoașe până la mine acasă. N-are, mă, nimic să nuate, că de-aia v-am plătit cursurile de not, nu? Fugă, marș! Și acum ce? Acum o să stau cu obsedatul de Gogoașe în casă? Mai bine cu Gogoașe decât cu drogatul. Ăla măcar e fătălău și nu știe ce să-ți facă. Ești mocăt, o omor! Auzi, domnișoară, de când îți permis tu să-mi vorbești mie în felul ăsta, ha? M-a schimbat, domnul comandant! Păi, ai nebunit! Ce cauți mahalul ăsta la mine în casă? Știi? M-a trimis sergentul să trăiți la orele noastre! Păi așa de spuiat! Păi, am venit în not să trăiți pentru că afară este potop și n-am vrut să-mi iud uniforma! Îmbracă-te mai imediat! Domnișoară, fața la perete! Hai! Parcă era vorba să-l trimeată pe Gogoaș. Da, cum să-l trimeată șeful pe Gogoaș, că l-a editat mai balena, păi până când ajungea el aici, m-a trimis pe mine, că eu sunt mai aerodinamic, așa, și merg ca torpila. De-aia nici m-am udat, vedeți? Ca torpila, printre... Mă rog, copăză, fii atent. Din clipa de față, domnișoara nu are voie să părăsească domiciliu. Stai cu ochii pe ea și nu te miști de aici până nu-ți vine schimbul. Schimbul? Păi de ce să vină schimbul, domnul comandant? Că afară e potop și să-mi... Lăsați că stau eu aici, șeful, că de-aia sunt soldat NATO! Să stau aici, să... Tăic! Nu face nimic! Tăic! Mai merge, mă? Da, șeful, mai merge! Brașcă, du-te și închide-l, mă! Aole, doi secet, nu mă duc! Eu m-am dus să închid televizorul, să se aduc la domnul caporal acum! Ce vorbești, Brașcă? Să duce și închide cine mai aproape de aparat! Recte tu! Da! Da! M-am dezintegrat! Ajutor! M-am dezintegrat! Te-ai dezintegrat, pe dracu! Dacă era să pățești ce am pățit până acum, idiotule! Rușinea NATO sunteți, mă! Rușinea NATO! L-ați oprit, mă? Nu sunt eu! Păi că scapă, dar tu nu ești atent un pic! Tu nu vezi că eram atent la aparatul ăla, studiam! Păi n-a zis, mă, că l-a oprit! Hai că dacă ne prinde șeful, ne omoară! Corect! Du-te și oprește-l! Eu? Păi, dar ce mă pricep la de-astea? Da, dacă era vreun fion, mai ziceam și eu să se ducă Trașcă. Ia, uși ce vorbești, să mă desintegreze pe mine, nu? Să se ducă domnul caporal, că el e mai aproape. Ce vorbești, mă, bă, dacă e să fiți niște lași și să nu aveți pic de curaj și nu dați dovadă niciunul de curaj, în cazul ăsta o să... O să vă duceți dumneavoastră! Da! Ai vrea tu să mă duc eu ca să mă dezintegreze? Pe mine să luați gradele, să ajungeți voi, sergenți, rog, să-l oprească ea de la Pentagon, că pe... de asta-i plătiți pentru asta. Hai, toată lumea afară să merge, că... înnebunesc. Ups! Idiotule, vrei să ne omori? Cum l-ați pornit fără telecomandă? Păi noi l-am pornit, a pornit sigur, mă, Gogoașe. Am avut mare noroc că nu ne-a dezintegrat cum a zis șeful. Hai că tot ai apărut, dar închide-l dracu că ne consumă curentul. Păi fără telecomandă n-am cum, șeful. Că nu pot să mă apropii de el până nu-i oprit. Că altfel mă face invizibil. Păi ce, poate? Păi poate, nu v-am zis că de asta l-a conceput Pentagonul? Eu zic să ieșiți mai repede de aici, că altfel o să deveniți invizibil și muriți de foame. Ce? Păi deșteaptă-o, dacă ești invizibil și e și gura invizibilă și nu mai știi pe unde să mănânci. Hey. Și rămâi mor de foame, nu? Ieșiți mai repede, hai să nu care cumva să pățiți ceva. Hai. Galar, tata. În sfârșit. O să mi se împlinească și mie visul. Ce potop! Da, doamna Popescu! Sărut mâine! Spuneți, doamnă! Cum? Cum să facem sex, doamnă, când soția mea e în delegație, eu sunt la unitate? Cum? Gemete și țipete, la mine în casă!
Mulțumesc, doamna Popescu. După ză... Îl omor, ăsta a dormit și fiică mai cu drogatul ăla. Hai, domn caporal, ce sunteți așa fricos? Ne umplem sacoșele cu mâncare și după aia o tirăm. Poate ne vede careva. Să vezi ce ne umflă botul, șeful, auzi. Domn caporal, cum să... Aoleu, cum să ne vadă dacă suntem invizibili? Poate rămânem așa, că să vezi ce-ți umflă botul ăla invizibil după aia ție. Hai! Ce naiba? Bă, dacă intră vreunul peste mine, vă sparg! Wow! Băboașă? No, no, asta clar e de la abstinență. Yes! Yes! Ce distractiv o să fie! Yes! Yes! Tati! Ce faci, pupăză? Tu-ți mâncă! Ai văzut? Ai văzut ce a făcut, tati? Uite, au ajuns să toți soldații să sară pe mine ca să mă țină o statică! Da, că așa auzi! Da! Ce să fac, șeful, dacă nu mă ascultă de vorbă bună? Trebuie să... Vrea să plece. Da. Vrei la drogat, a? Da! Da, da, vrea la drogat, drogat, șeful, că de trei ori mă lupt cu ea. M-a și transpirat, de-aia m-am și desprăcat, șeful, pe cuvânt, uitați. Bravo, pupăză. Mulțumesc. Păi, da, îmbracă-te, hai. Mă îmbracă. Vezi că ți-i trimis și pe băieți ca să-ți dea o mână de ajutor. Nu, care băieți? Șeful, dar mie nu-mi trebuie, bă. Jur, am văzut cu ochii mei. Chiloții s-au ridicat de la pământ ca... Dar războiul stelelor, știu, și ăla mare și negru era Darth Vader, tata lui Luke, care avea el roboțelul ăla mic cu căscuță și cu brațul ăla care... Știu, am văzut reclama. Ce fui, eu nu glumesc. Dar ce eu glumesc? Uite acum mă duc să vorbesc cu marmota să-ți împăturească ea frumos un diazepam mic ca să-ți revii, da? Wow, chiar e amuzant! Păi, Zăludo, tu ești clară? Gura, domn caporal, că se prinde! Dă-te mie sacoșa! Ce vorbești, trească? Mâncarea e a mea! Dă-te-mi mie! Trească, te crăp! Dă-l cu acea mâncarea, că n-au... Doamne, că nu te crăp! Tu! De câte loc, bună și leșinată! Idioților! Toată lumea la mine e durerea! Ordonă, șefu! Cine a pornit ăsta, mă? Nu știu, șefu, eu nu l-am pornit. Poate l-o fi pornit Chiorete. Sau, mă rog, Trașcă. Doamne, iartă-mă că nu mai mint în viața mea! S-a pornit singur? Cum singur, mă? Când telecomanda este la mine. A? Unde sunt idioții ăștia? Idioți, a? Sergent, ai nebunit? Nu eu, șef, jur că te-o... O fi de la Dumnezeu că și pe mine m-a trăs de mai devreme.
Mă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, șef, jur! Ia-mă imediat pe tâmpițe! Aulu, mă rup! Dă-ți dracu de mâine! Ciurete, trașcă? Trașcă? Mă, ce se întâmplă aici? Voi ați intrat în aparatul ăsta și l-ați folosit. Mă, omor! Lăsați șeful, aveți ce-o grijă, că-i omor eu înainte să-i omor de astră. Bună, nu ți-ai făcut injecția cu nisip? Te rog frumos, măcar spune-mi al cui spirit ești! Al lui Elvis, baby, love me tender, love me true. Ah, Elvis! Gugoasă! Care gugoasă, baby, sunt eu, Elvis. Te omor! Bă, asta chiar funcționează! Sunt invizibil de-a binelea! E, dacă nu ți-l ai prinde eu acu pe drogatul ăla, să nu spui mie, tata! Mă, tu ai nebunit? Dacă ne prinde taică tu? Păi nu știi că tata e acasă, a trimis acolo toată unitatea. Dar fii atent. Mâine îi spunem, da? Promiți? Hai, dragă, n-ai văzut că nu mi-e frică de el? Mâine îi spun că te iubesc și gata, ce? Dar spune-mi acum, popăză, nu-i păcat de sentimentele astea frumoase să le mai tăinui până mâine? Iartă-mă, doamne! Am promis că țin post și am mințit! Da, mă acolo o femeia, să știi! Iartă-mă, doamne! Te omor, mă! Pisor! Doamne, iartă-mă, doamne! Îți promit să mă călugăresc! A? Băi, tu chiar te visezi, Ginel Miuma? Tu nu-ți mai vezi lungul nasului? Nu mai văd, șeful, că mi s-au închis ochii de la pumni ca lui Rocky. Dar tot o iubesc, șeful! O iubește, a? Da, bă! Ce face soldatul când vine vijelia? Soldatul când vine vijelia trebuie să închidă geamurile, că altfel se sparg geamurile și astea sunt din termopan și costă cât 100 de solde de ale noastre. Bani! Și când începe cu tremurul? Trebuie să se ascundă sub tocul de la ușe și să dea televizorul pe canalul OTV ca să prindă cu tremurul în direct la Dan Diaconescu. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Sarum cuta. Nu-i păcat de sentimentele astea frumoase să le mai tăinui până mâine. Iartă-mă, doamne! Iartă-mă! Am promis că țin post și stâmpit. Iartă-mă!
odată și odată oricum o să afle. Corect! Dar nu trebuie să afle astăzi. Că dacă știe pentru ce i-am cerut eu permisie, mă strânge de gât. Gina, unde sunteți, mă? Am pus-o. De ce m-ai lăsat, doamne? Păi ce faci? Nu spuneai că îi zice? Nu vreau să mor! Bă, asta chiar funcționează. Sunt invizibil de-a binelea. Te omor, mă! Pisura! Doamne, iartă-mă, doamne, că scobiți-mă călugăresc! Hei, omor, hei, omor! Idiotule, din câte fufe sunt în lumea asta? Tocmai pe fiica mea ai găsit-o, mă? Vreau să spun... Da, o iubesc, șeful! O iubești, a? Da! O mai iubești, mă? Da, să trăiți! O mai iubești, mă? Da, să trăiți! O mai iubești, mă? Da, să trăiți! Și dacă te iubește, ce? Ți-ai pierdut mințile? Umbli după militari? Și mai e și un pârlit de caporal. Bă, ce mă, mamă, că și tata era tot caporal. Era, era. Păi da. Da, el măcar avea păr. Mă, tu nu te uiți la tine cum arăți, mă? Nici măcar păr n-ai, mă. Mă, cinuța mea e ca o zână, mă. La cum arată, ar trebui să umble cu Mr. Universe, mă. Cu unul care s-o îmbrace din cap până în picioare, mă, în aur. Mă, nu zic în aur, dar măcar găsește și tu unul frumos și tânăr. Băi, ca Andreea Marin. Sau ca Augusta Dumitrașcu. Mă. Bă, astea fete deștepte, să știi. Dacă eu pe ăsta-l iubesc. Pe pupăză, mă. Da. Mamă. Tu vrei să ne râdă tot neamul? Mm. Vrei să ajungi pupăza familiei? O să râdă tot neamul de mine. Toți superiorii o să ajung și la cărcotaș. Să-mi facă mie ea una ca asta. Dar trebuie să o las, mă. Să o las să ajungă pupăză, mă. Că dacă umblă cu unul ca tine, îmi o sigur e pupăză nenică. Pupăză cu pâine la kilogram. Ar trebui să o las, mă. E cea mai bună idee, șeful! Hai, mă! A? Băi, tu chiar te visezi, ginerul meu, mă? Tu nu-ți mai vezi lungul nasului? Nu-l mai văd, șeful, că mi s-au închis ochii de la pumni ca lui Rocky. Dar totul iubesc, șeful! O iubește, a? O să te țin aici până se mărită cu altul, mă! O iubesc, șeful! Nu mai păia o fă din fața ochilor! Hai, mă! O mai vezi, mă? O mai vezi, mă? Gina! 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 Vorbesc singură! Ce ai zis? Deci nici măcar nu mă asculți, nu? Bine, treaba ta. Dar să știi că până nu-ți bagi mințile în cap, nu mai ești din casă, ai auzit? Nu mai ești din casă! Gina! Gina! Poveste de dragoste frumoasă! E ca love story! Hai, pe dracu! Să nu spui că și fata lui șefă e pe moarte! Sentimentele sunt ca în film, fătălăule! Ce de dreaptă e dragostea asta, mă! Da. Uite, și eu sunt mișcat, mai că vine să plâng! Hai altă ordine de idei!
Bă, voi știți ce greu e, bă, să pregătești un război nuclear, bă? Bă, ăla nu-i ca orice război, bă, e mai rău ca moartea de glonț, bă, că de glonț mai scapi, de schijă mai scapi, de obuz scapi, chiar și de ciomul. Și când mă refer la ciomul la tine, mă refer Gogoașe. Dar de bomba nucleară n-ai șansă să scapi, bă, Chiorete. Mă înțelegi, Trasca, aia când vine, rade tot, bă, capă dinozauri, e puraș. Capă dinozauri? Să știți, șeful, că aveți dreptate. Ăștia s-au bătut cu bombe nucleare, dar au dispărut. Gata, șef, am tăcut. Recapitulăm. Ce se întâmplă când explodează bomba atomică? Eu, vă spun eu. Eu, vă spun eu. Eu. Asta de acum mă dai ajuns că scoți oi. Eu, spun eu. E puraș. Când explodează focosul nuclear, prima oară se produce o ciupercă uriașă. Și cum este ciuperca? Otrăvitoare, șeful, că altfel n-ar muri atâta lume, nu? Suntem la ora de apărare antinucleară, Chiorete, nu la biologie și speologie sau ce mama dracului o... Dă-o tu mai departe, că n-ajung până la el. Domn sergent! Ciuperca... Nu ciuperca e devastatoare, ceea ce urmează după ea e devastatoare. Păi stați puțin, dar de ce spuneți așa că și ciuperca e devastatoare? N-ați văzut câtă penicilină e după aia? Trașcă, mă, mă scuz că te întreb. Mă, salugogoașă, nu-i cumva și măta? Noi de ciuperca atomică vorbim, mă, nu de aia pe care o iei tu când faci dragoste cu cățeaua unității. Minciună! E optică sau... Bura! Repet întrebarea. După explozia bombei, deci după ciupercă, ce se produce? O lumină puternică, domn sergent. Bravo, Chiorete! Și ce face soldatul când vine lumina puternică? Își pune ochelarii de eclipsă, șeful. Sau se uită așa prin sticla fumată. Păi sticla-i? Păi normal, șeful, că altfel îl chiorește lumina și nu mai vede explozia. Nu? Păi cine e prost să pierdă o asemenea realitate? Că cu explozia nucleară nu te întâlnești de două ori în viață. Iartă-mă, Doamne, dar nu mai rezist. Deci, mă vrei viață, Doamne? Atunci trebuie să mă pun pe ei să-i rog cu bătaia, că alea nu se există. Mă, recapitularea recapitulării. Da, mame. Da. Mai ușor, mă! Așa e bine, șeful! Nu pot, dragă, nu pot! Păi, adineori am vorbit cu juristul unității și nu ne permite regulamentul. Nu pot să-l țin în arest mai mult de 20 de zile. Păi și? Păi, următoarea sancțiune este direct civilia. Vrei să-l dau afară? Ai nebunit! Păi dacă dai afară, ăsta e în stare să se mute la noi. Mai nenorocit, George, mai nenorocit! O să ajungem rușinea familiei. Dar eu doar am... Gura! Când ți-am zis să nu iei pe Gina la unitate printre mârlanii aia, am vorbit singură. Dar n-are mamă nicio treabă cu mârlanul. Păi normal că n-are nicio treabă, că am căzut din lac în pupăză. Mamă, liniștește-te. Găsesc eu o soluție. Păi să găsești, George, să găsești. Că altfel dorm numai la unitate. Cu pupăzoiul tău. Alo? Alo? No, îl ține închis toată viața. Fac ceva pe el de regulament. Cine mă controlează pe mine la carcer? Da. Să trăi, șef. Aveți o științare. Auzi, mă, dacă tu ești în post și unul încearcă să dezerteze, ce faci, mă, tragi? Nu, șeful, îl somez. Și dacă nu răspunde? Trag în aer, șeful, ca la regulament. Firar să fie de regulament cu cine l-a făcut. Bun. Dacă tot nu se oprește, ce faci, tragi? Nu să trăiți. Cum nu, mă?
Păi cu ce să-l împui șeful? Că n-am glos pe țeavă. Cum n-ai, mă? De ce n-ai? Că așa e ordinul să trăiți. Și care a fost idiotul care a dat ordinul ăsta? Dumneavoastră să trăiți, ca să nu există accidente. Corect, mă? Foarte bine am făcut, dar se revocă. De astăzi înainte toată lumea are gronz pe țeavă și arma încărcată. Că am visat eu dezertori și pe mine visele nu mă șală. Liber. Trăiți! Hai, hai odată, fugi, până nu mă răzgândesc. Păi șeful, și ce o să le zice la... Nu știu, mă, o să le zic că... că ai evadat. Vă mulțumesc, șeful! O să-i spun lui Ginuța ce ați făcut pentru noi! De mă, pupăză, ai noroc că am fost și eu tânăr, mă, și știu ce înseamnă dragostea, mă. Șeful, dar sigur nu mă împușcă plantonul? Stai, mă, liniștit, mă. Ai uitat că am interzis muniția în post? Treci liniștit, că nu are ce să-ți facă. E un locul tău, nici nu i-aș răspunde la somații, mă, ca să nu-ți recunoască vocea. Da. Genial, șeful, genial! Și eu și Gina o să vă rămânem datori. Pot să vă zic, tată! Pupăză, nu-ți forța norocul. Hai, fugi! Ați văzut, bă, că nu e așa greu. Concentrarea contează. Continuăm? Nu! Perfect. Deci mergem mai departe. Ce vine după lumina puternică? Auzi? N-auzi? Păi, dacă greșim, iar ne pocniți. Corect, dar îl pocnesc numai pe ăla care a greșit, pe când dacă nu răspunde nimeni, vă pocnesc, mă, tați. Mai gândiți-vă. Așa vă vreau, mă. Ia, răspunde tu, Gogoașe, că oricum ești mai învățat cu bătaia ca ăștia. După ce explodează bomba nucleară și vine lumina puternică, se produce o undă de șoc. Bravo, Gogoașe. Ați văzut cum se răspunde. Și cum arată unda de șoc? E, arată așa, ca un vânt puternic. Bun. Și ce face soldatul când vine vântul? Îl strânge de gât, domn sergent, pentru banii de la FNI. Ce, mă, și tu te-ai înțepat cu FNI-ul? Nu eu, șeful, mămica. De rău ca și banii mei. Banii de bicicletă. Hai, zic-o așa. Noi nu ne-am înțepat la FNI. N-am pierdut bani pentru că i-am pierdut pe toți la Caritas. Zi-te spre unda de joc, nu cu Caritasul. Unda de șoc produce un vânt puternic și un cutremur. Și ce face soldatul când vine vijelia? Soldatul când vine vijelia trebuie să închidă geamurile, că altfel se sparg geamurile și astea sunt din termopan și costă cât 100 de solde de ale noastre. Bun. Și când începe cutremurul? Trebuie să se ascundă sub tocul de la ușe și să dea televizorul pe canalul OTV ca să prindă cutremurul în direct la Dan Diaconescu. Bravo, Gogoașe, bravo! Uite, pentru un soldat prost ai răspuns excelent de bine. Păi și atunci de ce sunt prost? Păi dacă ai pierdut banii la Caritas, cum vrei să fii, bă? În altă ordine de idei, tot eu trebuie să vă luminez, bă, cum e cu treaba asta. Că altfel ați murit proști. Băi, în clipa când a explodat bomba atomică, tot soldatul care există în viață, suflare pe unitatea aia, să repede și să bagă înăuntru un buncăr antiatomic al unității, mă. S-a înțeles? Da, să trăiți. Da. Domn sergent, mă scuzați, dar care buncăr antiatomic? Că noi n-avem. Cum n-avem, mă? Păi n-avem, șef. Păi, tâmpiților, păi dacă 10 minute vine bomba, mă, bate la poarta unității. Ce facem, mă, vreți să dispărem, mă, și noi ca dinozauri? Ați nebunit. Marș în fundul grădinii sau unde o știi voi și să zăpați buncăr antiatomic că vă calcă picioare. Marș! Da, să trebuie. Dar dumneavoastră nu veniți, domn sergent.
Vin și eu, dar mai târziu. Acum mă duc până la cantină. Păi dacă vine bomba atomică, vrei să mă prindă cu burta goală? Marș! Unde dracu mi-a lăsat la ușa deschisă? Eu cred că a făcut mișto de mine. Ia uite, mă, ușa deschisă. Bine că n-ai evadat, că îl împușcau pe nebun. Care ești, bă, acolo? Eu sunt Don Caporal, Van Damme. Van Damme! Van Damme, ajută-mă și pe mine să ies de aici! V-ați nebunit, Don Caporal. Scuzați expresia. Vreți să evadați tocmai acum când s-a introdus glonțul pe țeavă la santinelă? Ce să evadeți, bă, tâmpitule? Nu vezi că mi-a lăsat domnul comandant ușa intenționat deschisă? Am avut noi o înțelegere. Ups. E deschisă, nu? Nu prea, domn caporal. O fi uitat. Sau o fi vreo poantă de-a lui șeful, că știți că el e pe glume. Știam eu! Fii atent aici, Van Damme, că am o misiune foarte importantă pentru tine. Bă, dacă mă ajuți, 8 te fac. Cauzi mai aici. Am un mesaj de la domnul caporal Pupăză. Cum ai intrat? Că doar mama e acasă. I-am spus că m-a trimis domnul comandant să verific dacă ești acasă. Și auzi, ce face Pupăză? E bine. E la carceră. Nu poate să iasă de acolo. Dar mi-a zis să-ți transmit că a vorbit cu domnul comandant și că el ar cam fi de acord cu vrăjeala asta voastră. Da, e frică de jupâna, de maică-ta. Fătălău! Dar auzi, de unde știe Pupăză că tata ar fi de acord? Păi i-a zis, citez. Așa. Că ar cam trebui să te lase. Și asta ce înseamnă? Păi de unde să știu eu? Că ar cam trebui să mă lase. Ah, corect! Corect! Ar trebui să mă lase însărcinată, asta e! Atunci mama nu o să mai îmbăce să comenteze, doar e tatăl copilului, nu? Mamă, tata e genial! Stai așa! Stai! Spune-i lui Pupăză că îl aștept în 3 zile, aici, îi las ușa deschisă și să vină la miezul nopții, da? Îi transmit să trăiți! Adică, sărna... Băgoașe, cum merge, mă? Să păi, șeful! Cred că am ajuns sub carceră! Dar la ce adâncime vreți să ajungem? Păi la vreo 20-30 de mii de metri, mă! Că cam așa să fac bucăle astea atomice, nu? Don Caporal! Eu sunt! Van Damme, m-ai și speriat! Ia zi, mai fost? Am fost, Don Caporal. A zis că neapărat peste 3 nopți să fiți la ea acasă. Bă, Van Damme, dacă mi-aduci lopata aia din raniță, te fac general, mă! Am înțeles, șef. Van Damme! Stați aici că țipă nebunul! Să trăiți, domn comandant! M-a schemat! Băi, Van Damme, ce scria, mă, în științarea care mi-a adus-o? Păi, da, o să știu eu, domn comandant. Ce, eu îmi permit să vă citesc dumneavoastră corespondența? Păi, tâmpitule, mi-a adus să semnez acte și nici nu știi ce semnăm, mă? Dacă vi-i dăm unitatea, mă! Nu o vindeați! O dădeați gratis, idiotule! Să trăiți, domn general! Dar ce-am făcut? Da, nici măcar nu știi ce ai semnat! I-ai restituit fostului proprietar clădirea în care se afla unitatea ta. Ministerul se judecă cu el de 5 ani și acum, printr-o simplă semnătură, ai încheiat procesul. Idiotule! Sunt tare curios să văd unde ai să-ți muți unitatea acum. Erau inimă.
Hai odată cu gărețile astea cu pământ, că nu stau să mă apuce noapte. Hai și voi, mă! Domn sergent! Rău! Mai zăpă mult, că mai avem puțin și dăm de pe tron! Dai și gura acolo, trașcă, și sapă până când te zic eu. Aveți grijă să nu dea-ți iar cu târnăcopul în placa aia tectonică să pornească iar vreun cutemur, că vă grăb! Ce v-am zis, mă? Care-i cutremur, ăla mare sau e replică? Domn sergent! Petrol! Stai, mă, trâmpitule, Petrol erai cu Craiova, că ești cu petrolul. Bă, șeful, Petrol adevărat! Am dat de Petrol adevărat! Să suntem bogați! Nenorociți, vă rog frumos, a fost o greșeală. Nu vă pot retroceda toată unitatea. E bază NATO, înțelegeți? Auzi, ai semnat? Atunci ce vrei acum? Să trăiți, șefu! Veiți? Veiți? Ce căutați, bă, aici? Eu sunt pe cale să pierd unitatea și voi... Lăsați, șefu, vă luăm noi alta. Nu, mă? Da! Bă, voi ați înnebunit? Înnebunit? Îmbogățit? Ne-am îmbogățit! Asta-i am descoperit petrol sub unitate! Serios? Atunci înseamnă că și ăsta e al meu. Cine-i măcarularul că-l calcă în picioare? Ce vrea să ajungă? Bă, e nu proprietar al unității. E proprietarul terenului, mă! Păi ce ne interesează pe noi? Petrolul care l-am găsit e sub terenul unității, deci e al nostru! Da! Da! Nu mișca nimeni, mă! Cine a înțepat, mă, conducta de petrol de la Ploiești? Ăsta! Luați-l! Nu e adevărat! Nu e adevărat! A fost în scenare! Ajutor! A zis eu că vă scoate bazma curată, șefu! Wow. Tot tunelul ăsta l-a săpat dumneavoastră, domn caporal! Cu lopățica aia? Din dragoste! Ai văzut, mă, ce înseamnă puterea dragostei? Chiar ultima parte a mers mai ușor, de parcă ar fi fost gata săpat! Vandame, du-te și anunță pe Gina și spune-i că vin... Că mă duc să fac un duș, că m-a transpirat săpatul ăsta de tot, da? Hai! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Repede, hai ca să la ovulați! Da, da, da! Hai, hai! Că de când te aștept, aproape că am adormit. Dar ce bine miroși. Te-ai pregătit pentru mine, iubitule? Ce faci, nu vă zălat? Mă scuzați, șefu, cred că am încurcat dormitoarele. Trăiți, face grei! Pupăză! Ordonați! Te omor, mă! Ha ha ha!
iubesc sincer. Nu mai pe ea o văd în fața ochilor. Gina! Gina! Mai cu dreapta! Gina! Unde mai cu dreapta, mă? Mă, cu dreapta, mai cu dreapta, m-am dus, era ăsta, m-am dus după. Da, lasă că o trag, o trag. Nu stă părul. Da. Mai cu vâna și mai cu dreapta. Mai cu dreapta, ce înseamnă? Mai cu stânga. George, sunt însărcinată. Ești însărcinată? Da. O să mai am un copil? Nu tu. Pupăză o să aibă un copil. Cu el sunt însărcinată. Ia zi. Sunt gravidă. Ce mă bucur! Bravo! Bravo! Nu cu tine, cu Madame! Bă, sergent, de ce trebuie să ne înghesuim noi în halul ăsta? Pentru că așa vrea macaronarul care a reprecidat șeful unitatea. Ziceți mersi că nu ne-a lăsat în stradă. Păi și cu partea aia ce face? O închiriez, uite, fetelor, ele sunt colegele voastre închiriașe aici. Poftiți, fete. Oh!